strânge și nu ce s-a întâmplat. Acum vin cu Brigitte. Da. Dă-o la telefon pe mama un pic. Dă-o un pic la telefon. Acolo. Mergem acum acolo. Hai că venim acum. Deci, dacă vine să vă lase vouă banii, vine un domn să vă lase vouă 24 de milioane, tot ok, au plecat Florin cu Brigitte că să mama lui Florin s-a simțit rău. Uite ce faci curat. Da. Hai, te pup. Hai că plecăm. Hai că nu mai contează. Hai să hai, eu am șosetele, mă duc așa ce. Ia așa, 15 milioane. Da. Păi ia de acolo din safe. Ia bani din safe. Trebuie să luăm niște bani, nu? Hai. Ia odată, mai repede. Gata. Cum eram noi implicați în tot ceea ce înseamnă casă și vream să mergem, dintr-o dată a sunat telefonul, a sunat sora lui Florin și ne-a spus că mama lui este foarte bolnavă și vrea neapărat să ne vadă. Ne-a speriat foarte tare, așa că ne-am urcat în mașină și am fugit la mama lui Florin. Ia-ți odată pantalonii și astea, uite, schimbă pantalonii. Nu mai lasă așa. Te duci așa la spital. Schimbă-ți pantalonii. Nu ia la spital, e acasă, e acasă. Păi te duci la spital acum. Nu. Ia-ți pantalonii de băia ca lumea odată. Nu ia izmenele alea de... Și ați adidat și hai să mergem la toaletă. Hai, du-te. Mama, te vrea pe tine, Brigitte. Haide, nu, haide. Chiar să ne grăbim. Bine, pa, pa. E foarte aiurea când intervin problemele de sănătate și cred că sunt cele mai importante. Dacă ai sănătate, ai de toate. Dimineața. Care dimineața? Că e 12 deja. Dimineața a fost așa. Trei femei. Deci trebuie să angajeze neapărat. Asta e alta sau este cea care vine marți? Cea de marți am vrut să super. Dar nu putea de astăzi, nu? Da. Ok. Oricum vreau trei femei să angajăm. Nu, una, trei. Din trei, una o iau la mine acasă. Ok. Hai, mersi mult. Mersi. Pa, 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 pa. Groaznic. Ce s-a întâmplat? Am întrebat de tine în primul rând, că unde e Brigitte? I-am spus că ai vrut să vii și n-am vrut eu să te iau și ai rămas acasă. Păi n-aveam cum că sunt muncitori, n-ai cum, trebuie să stau cu ei să măsor tot. Brigitte, i-a spus și domnul doctor, nu mănâncă. Dimineață, la 7 dimineața, primesc telefon de la sora mea, maica mea a rămas acasă, tot ok. Să-mi spună, vină de urgență acasă, mama se simte foarte rău, are dureri. Vă dați seama, mi-ar dea mie de sală sau de ceva. Brigitte, când a auzit, fugi repede la maică mea. N-avea rost să iau și pe Brigitte, că era la spital, nu mai era acasă maică mea. Adică trebuia să o iau, să o duc la spital. Zic, mă, Brigitte, n-are rost să mai mergi tu, că oricum tu nu poți să intri la spital. Rămâi tu acasă, trebuie să vină și muncitorii și hai să ne împărțim. Bine, Florin. Am plecat imediat la maică mea. Am zis, bebe, așteaptă-mă, nu pleca spre spital fără mine. Brigitte știa că ajunge la spital, dar eu am ajuns cât am putut de repede și am zis să meargă cu mine, să o ajut eu să o ducem la spital. Am ajuns acasă, s-a liniștit când m-a văzut. I-a zis, mamă, te rog frumos, calmează-te, roagă-te la Domnul Iisus, calmează-te. A început să se calmeze, am urcat o mașină cu sora mea, am fost la spital și, mulțumesc doamna doctor, a internat-o și a pus o perfuzie. Nu mănâncă nimic, că de rușine am luat. Da, păi mi-a zis că i-am... L-am băgat în congelator, acum că pot să-l fac acum. Și că îi faci tu mâncare. Păi i-am luat ton, dar când era să-i fac mâncare? Nu, nu trebuie, acum că acum e la spital. Păi și atunci când să-i fac? De seară, că acum... Că eu trebuie să mă duc la... Păi, avem de lucru acolo, avem petrecere și nu mai vine femeia de serviciu. Noi... Am vorbit acum cu Andrei să angajeze trei femei. Sora ta e la maică, are grijă de maică, dar nu poate să... Nu trebuie mâncare, că este în perfuzie, face mâncare în perfuzie. Și nu știu dacă e de drumul de seară. A, nu știu dacă e dat drumul. A. Și faci mâncare degeaba. Am vorbit cu sora ta, mi-a zis că a chemat acum la spital. Păi da, am plecat. Știu că m-ai sunat că pleci, dar mi-a zis sora ta că a chemat-o înapoi la spital. Nu stă fără mine, să nu, da. Că e fică că o las acolo. Și zis, cum să o lași acolo? A nebunit. Doctor, în fine, nu mai contează. O aduc diseară acasă, indiferent ce se întâmplă, diseară o aduc acasă. În sfârșit, pe la ora prânzului a venit Florin. Și mi-a spus că n-a mai putut să stea la spital deoarece a băgat-o pe mama lui la terapie intensivă și eu m-am oferit să îi fac ceva de mâncare și mi-a spus că nu este cazul deoarece fiind în spital și administrându-i pe vene tot felul de vitamine, nu va putea să mănânce. Atunci am hotărât să uităm un pic, să încercăm să ne detașăm un pic de aceste probleme și să ne grupăm fiecare pe unde poate. Eu eram deja cu muncitorii la gard și
deja organizasem cât de cât cam cum trebuie să decurgă tot procesul de depunere a profilelor de lemn pe structura de metal și cam lucrurile erau deja stabilite de către mine. Atunci de seară eu plec și fac de mâncare și să mănânce la 8 seara, nu? Da, după 8 seara. L-am băgat, tonul ăla nu rezistă în frigider, de rezistă în frigider. L-am băgat la congelator. Îl decongelez și asta este. Eu am vrut să fie proaspăt, dar n-am ce să fac. Oricum sunt 4 felii de ton. E perfect. Și cu orez. Orezul se face într-un sfert de oră. E perfect. Ce? Deocamdată e ok, așa zis. Doar orez, morcovi fierți. Și mai ce? Și se pare că ouă, nu știu. Ouă, cu orez pot să-i fac da? Eu. Și stixuri. A zis, dar nu de la seara. Pâine din aia, da, uscată, nu? Da, uscată, treluată. Da. Brigitte vorbise cu maică mea că îi face ea, are voie să mânce ton. Brigitte cum e ea și are bază pe Brigitte, că cu tonul, că peștele se gătește mai special, s-a dus Brigitte, a cumpărat ton și vrea să-i facă să mănânce. Zis, bă, Brigitte, nu te pregăti lui maică mea mâncare, deoarece mama e internată în spital și se hrănește cu perfuzie. N-are rost să-l faci acum, că se răcește și nu e ok. Îi facem când iese din spital să fie cald. Și a zis că operația e foarte bine, totul e ok, dar nu mănânc. Hai zis, doamna pastramă, ce v-am spus? Dacă nu mâncați, păi intrați în comun. Și când a fost rău? I-a fost rău de la pungi. Da, pentru că... schimbate pungile. Nu mănâncă și e apă și de-aia se varsă. Că nu e mâncare, nu e ca... A, și e grea apa. Da, și se varsă. Și nu e... doar apă face. Că dacă nu mănâncă, e apă și de-aia se strică pungile. Dar în fine, a spus că operația e destul de bine, totul e ok. Deci eu vreau să zic că de la 10 dimineața. Asta cu ei. Am văzut. Dar ce mă, ce ai nebunit? Că ei vreau să pună lemnele alea, deci țeava are 6 cm. Ei au vrut să pună la îmbinare lemnele. Ok, au mai rămas 3 în dreapta, 3 în stânga. Dacă dai gaură lângă margine ca să le îmbini, asta înseamnă că la un centimetru imediat se crapă și se rup. Deci n-ai cum. Corect. Deci trebuie să vină la mijloc. Corect. Nu vreau ca să se pună nicio scândură din spate. De ce? Okay. Pentru că în momentul în care bați sau pui negrese sau ce pui de alea de lemn cuie, acolo, da? Când se crapă, se duc naibii iară din nou. Și greu. Lemnul ăla se îmbibă cu apă și trage greu. Okay. Nu vreau. Adică chiar dacă stă acolo, nu vreau. Okay. Deci mă terorizează. Pleacă și femeia. Că nici în... A, o să trească să sunt Roxana pentru că i-a propus la Cristina. Vorbesc eu cu Cristina acum, că mă duc și eu sunt și pe Roxana. Ce s-a dat acolo așa mult? Nu are legătura. E vrăjeală. Că nu, de aia nu vine de săptămâna viitoare, că i-a propus Roxana Dobre. Deci trofnă să o suni și să-i spui frumos. Da, Brigitte, am înțeles. Hai acum. Acum, sincer să fiu, nu mi-ar dea să vorbesc acum la telefon, să stau să mă cert sau să fac, nu știu. Ia zi, mă, Brigitte, nu e normal. Vorbește tu, nu pot să vorbesc eu. Sunt supărat cu maică-mea, așteptam vești de la sora mea, că eu am lăsat după maică-mea în perfuzie și am plecat, că mi-a zis, doctora, n-ai ce să stai aici, tu te-ai frumos acasă. Ok, și am plecat acasă. Ai spus să o sun? O sun. Că nu mi se pare ok. Păi da... Să vină la noi la petrecere și să-i propună să-mi ia. Eu n-am numărul lui Roxana. De cum? Am eu. Dar vorbești frumos. Păi și nu vorbești tu dacă vorbești. Eu nu știu să vorbesc. Păi dacă știi diplomat. Să vorbești, deși nu vorbești tu. Dacă spui să vorbesc frumos. Nu mi se nu știu dacă îmi răspunde mie, că nu are numărul meu. Ok, dacă vrei sună de la mine. La sunt multe probleme, avem lipsă de personal, avem nevoie de femei de serviciu. Acum o cunoștință de-a mea a fost de 1 iunie la noi la Castel și din păcate i-a propus îngrijitoarei de copii că îi oferă o sumă mult mai mare decât ofer eu ca să plece de la mine și mi se pare că nu este corect și o să vreau să discut acest subiect pentru că nu este normal să furi angajați de la o persoană care pur și simplu îți deschide ușa și te primește cu drag. Poate doarme că n-a fost okay. Ieri. Atunci, hai să ies un pic la muncitori, să le spunem ce au de făcut. Da. Da? Dacă vrei să mergi cu mine, dacă nu, să le spun ce au de făcut, atunci...